ați aici serios sau ați intrat la fel de serios în, în cultura românească sau chiar europeană? Eu cred că asta e o metahnă care ar trebui depășită. Și într-un fel autovictimizarea asta. Dom'le, dacă aparții unui spațiu geografic bine definit, asta nu înseamnă că tu nu aparții decât acelui loc și tu nu îți poți permite luxul în ghilimele de a face pași mai mari. Eu mai ales că un artist trebuie să vadă totul altfel. Într-un sistem atât de deschis, de globalizat, ar trebui să privești mai departe, să nu te înregimentești și să spui eu sunt intelectualul de provincie și de aici nu pot să ies din Caracas. Nu e adevărat, poți să stai foarte bine la Bistrița, dau exemplu lui Dan Coman, spre exemplu. Nu? Dan Coman este în Bistrița, profesor aici, dar culmea la București este foarte bine cotat în lumea literară. Este un poet, unul dintre cei mai importanți poeți care au apărut în ultimii ani, împreună cu Claudiu Comartin, cu Dan Sociu, cu Perța, Cosmin Perța, un alt ardelean din Maramureș. Sunt patru nume care se vehiculează foarte des în lumea literară, nu? La nivel național. E adevărat că este foarte cunoscut și aici în Bistrița. Dar asta vreau să spun, nu contează unde ești fizic vorbind, dacă sufletul tău zboară prin ceea ce scrii, prin ceea ce transmiți. Deci mă refeream puțin la epoca romantică, de exemplu, la poeții romantici, care țineau foarte mult la ideea asta de, hai să spunem, patriotism, dar nu spune... Patriotism, ok, eu pretutind de unde merg și normal unde mă prezint, eu sunt bistrițean. Dar bistrițean înseamnă român și înseamnă în același timp, nu știu, om al planetei. Mai departe, sigur. Și ce dacă sunt bistrițean? Bistrițean și atât? Nu, sunt bistrițean și prin ceea ce scriu eu, scriptura mea merge mai departe. Eu cred că revenim cumva, depășim perioada romantismului și mergem mai departe, undeva în ancestral, și ajungem la perioada trubadurilor. Cred că am devenit și a trebuit să devenim trubaduri, pentru că asta e modul de a transmite cel mai autentic ceea ce scriem și cu mult mai mare extindere decât... Nu cred că ar mai ține în epoca asta, pentru că trubadurii au fost niște oameni foarte sinceri. Știm de la muzică, de la 1300 au început periplul ăsta prin tot felul de orașe importante, de la Florența, de la Milano, s-au dus prin Germania, trubadurii și truverii, Meistersänger, Minnesänger în Germania. Eu cred că erau prea sinceri și nu, noi avem ceva probleme aici, mulți dintre noi recunosc lucrul ăsta, dar în același timp, la fel de mult, sunt de o sinceritate debordantă prin ceea ce scriu, și prin ceea ce și prin modul de manifestare, mai ales scriitorii tineri, refer la cei tineri. Sunt foarte sincer și eu cred că genul ăsta e adevărat, adaptat la zilele noastre, dar nu o să ajungem acum în ipostaza de a reinterpreta punctual o etapă de mult apusă. V-ați gândit vreodată că ar fi posibil la Bistrița să deschideți un club al artelor? Este foarte posibil. Chiar ne-am gândit să facem lucrul ăsta. Am făcut un pas deja important pentru că noi am investit aproape toți banii pe care i-am câștigat în diverse concerte, spectacole și deplasările noastre în Spania într-o pensiune turistică, o construcție la Telciu, locul meu de baștină, unde intenționăm să organizăm diverse evenimente culturale. Vrem să înscriem locația în circuitul cultural internațional și să organizăm diverse manifestări culturale cu tabere de creație plastică, cu conexiuni. Asta e ideea mea, să nu disipăm cumva spiritul artistic. Foarte mulți artiști spun că s-au îndepărtat artele una de alta. Eu vreau să le adun cumva acolo, să nu fie numai poeți, numai pictori, numai muzicieni. Să ne întâlnim cu toții, și pictori, și sculptori, și muzicieni, și graficieni, și acolo să ne întâlnim și să ne cunoaștem între noi. Eu cred că trebuie să se refacă conexiunile astea între arte.
Și asta încercăm noi să realizăm acolo. Să ce este posibil și probabil chiar v-ați gândit. Da, am gândit. Eu am anticipat fără să discutăm subiectul. Credeți că un artist poate fi satisfăcut pe deplin de opera sa? Cristina, nu știu care e părerea ta, te rog să le spui. Eu am foarte clară. Și eu. Și mă întristesc când mă gândesc. La mine se întâmplă un lucru foarte ciudat. De fiecare dată, după ce am scris o carte, am sentimentul că nu e bună, n-am scris-o bine. Dar de fiecare dată am scris cartea, a apărut cartea și recitind-o, nu știu, am un sentiment de neîmplinire și atunci apare altă carte. Eu cred că sentimentul ăsta de, nu știu, de depășirea propriilor limite trebuie să existe permanent. Dacă nu există, ajungi într-un stadiu de plafonare, nu știu, de automulțumire și spui sunt cel mai bun, sunt cel mai grozav, toată lumea spune că sunt genial și cu asta basta, nu mai trebuie să fac nimic, să mișc un deget. Nu e așa. Să vedem un pic dacă există muzicalitate în poezia modernă, ultramodernă, sau chiar în muzică. Mai există muzicalitate în muzica modernă? Eu am un exemplu care l-am aflat de la un fost coleg de la Cluj. Am început să râd și am zis, bine, atunci nu mai cântăm, că nu are rost. Mai bine ascultăm muzică clasică, muzică din clasicism și din romantism, decât așa ceva. Depinde până unde mergem sau la ce compozitor ne referim, dar eu am cântat și muzică modernă cu Antifonia și a sunat bine. E că fiind chiar termenul, spunându-o modern, apar tot felul de alte instrumente, de alte, efecte de bar, efecte sonore. Dar în fiecare poți să găsești. Bine, acum se cântă la butoaie, de exemplu, da? Dar nici nu aș vrea să mă chinui să zic automuzică dacă nu există. Că pot să-mi imaginez la urmă, nu, s-ar putea să fie aici, dar nu există, n-aș vrea așa. Genul în poezie, cum este cu muzicalitatea? În poezie, grav. Grav pentru că în încercarea disperantă și disperată a multor scriitori, tineri sau mai puțin tineri, vestea biologică în literatură aproape de mare importanță, în încercarea disperată de a prezenta altfel scriitura, ajung în ipostaza de a distruge textul, de a-l măcelări pur și simplu. Și atunci, numai că nu există muzicalitate, dar nu există niciun fel de înțeles. Citești un poem și te întrebi ce am să spună. Adică, Dumnezeule, dar genul ăsta de poem, dacă mă duc într-un cartier marginaș al Bucureștiului, în Ferentari,